Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi suntem mereu preocupați de viața comunității, de necazurile și bucuriile oamenilor. Ne-a atras atenția în dimineața asta o relatare despre viața unei doamne care e la necaz. Are un papagal ce nu o lasă să doarmă noaptea. Adică e un papagal, Cred că se mai întâmplă și altor doamne. Da, bă, este în urmă papagal cu șase. Papagal cu pene, zice, adică nu... Papagal, papagal, am zis, da, nu papagal. Da. Ce ai înțeles? Ce, la ce te gândeai de fapt? Ai lăsat-o așa să... În urmă cu 6 ani deja, fata ei i-a cumpărat un papagal nimfă. Așa îi spune, papagal nimfă. E un tip de papagal. Asta e modelul de papagal. Ciuf, da. Adică aruncat de spate. E de la panchist. A, exact. Ăla. Nu e tip peruș de la mic, este unul puțin mai mare. E măricel. Da, papagalul nimfă. Și în acest timp, citez, el, adică papagalul nimfă. Nimfa este un nimf. E un băiat. A învățat să cânte, să fluiere, să rostească anumite fraze, etc. Scrie doamna. Ca toți băieții. De altfel. Dar... continuă dânsa, a devenit de nesuportat. Țipă toată ziua, e agitat, ne atacă, am înțeles că vreau o parteneră, lucru imposibil de realizat. Săracu, bă, da-i o face așa. Nici nu spală vasele, da. Face mizerie prin casă. E un porc de papagal. Mamă, știi cât de mult mi-am dorit și un papagal de ăsta vorbitor? Serios, toată viața mea am vrut un papagal, dar mereu mi-am... Vezi că sunt ăia mari, mă, cum le zice. Păi de-aia, da. Papagalul au un nume. Domnul Adi, nu știu, unul gri care nu e așa frumos, dar ăla este foc de deștert. Dar mereu m-am gândit, bă, și când plecăm, ce faci pe el? Milă de el, că-ți dai seama, el se umanizează complet. Păi, cu tine. Strigat prin casă. Volo, vă, mă! Poate nu ți-a pus că... Mici, mici! Cine a pus mâna pe popoarele mele albastre? Miau! Da. Și doamna continuă. Mai grav e că așa va fi până la bătrânețe și trăiește 15-20 de ani. Și doamna este dezesperată. Nu știu dacă așa fac papagalii aceștia. Dacă mai aveți, frate, frate, are cineva papagal de ăsta nimfă? E chiar așa belea la casa omului? E, se tăvălește pe jos, face urât? Uite ce zice doamna, citez. Am ajuns că dimineața ne trezește ca un copil mic. Țipă, apoi trebuie să-i ții companie. La masă țipă, vrea de toate, dar nu mănâncă. Ne foiește de nezăpăcește. Am ajuns să mă comport ca atunci când aveam copil mic. Apoi doamna continuă. În concediu am plătit un vânzător de păsări să-l țină până la întoarcere. L-am găsit trist. Credeam că și l-am găsit vândut. Deci totuși ține la ei. Da. Doar îi supără. Dar un pic mai cu minte. Problema e că sunt cu nervii franjuri din cauza lui. E atât de bine fără el, avem liniște, dar fiica mea e tristă și nu vorbește. Nu, da, să știi că o personalitate foarte puternică, adică nu e vorba doar că imită diverse vorbe și nu știu ce. Avea un prieten de-al tatălui meu, un papagal de ăsta, nu știu ce specie exact. Mă, uite aici, au venit multe mesaje, Adi, cu Marele Alexandru. Așa, domnule, Marele Alexandru. Adi, bună dimineața! Pe de altă parte, pe de altă parte, îți spune cineva că nimfa e mai mică și face urât, într-adevăr. Iar cineva de la Ionuț de la Timișoara ne spune că se rezolvă cu o pisică, cu ăsta micu și da, nervos. Ei, și cum spuneam, prietenul tatălui meu avea un papagal care umbla prin toată casa. Da, adică nu stăteam, era al unui cuplu care n-avea copii și ăsta era copilul lor și mergea prin toată casa, n-avea treabă. Și într-o seară l-a călcat. Nu. Au închis din greșeală ușa de la dormitor. Și l-a rămas pe afară. Peste noapte. Spume. Și l-au găsit dimineață chel. Își smulsese toate penele de nervi. Și era în fața ușii. Practic a dat cu pască de pământ. Mamă, dar ce somn trebuie să aibă oamenii respectivi. Adică și-o fi smuls penele în tăcere. Probabil nu că da. Nu au auzit că se întâmplă ceva. Dar îți dai seama ce n-ați deschis ușa și să-l vezi pe la chel. E ca Sfinxul la pisici. Niște pene. Da. Multe comentarii la postarea doamnei. Cineva îi spune... Zice, poate reuși să-i cumpărați o parteneră, așa se liniștește și pasărea și fata nu va fi tristă. Altcineva zice, are și băiatul meu două nimfe, fată și băiat, se împacă bine între ei, au făcut și pui pe care băiatul i-a dat unui om pentru copilul lui. Țărac cu copilul să aibă ceva de tras. Acum, eu mă gândeam acum că băiatul papagal i-a dat unui om și mă gândeam. Da, e foarte ciudat. Cu ei sub arii pe așa și a zis, șefule, ia-l. Eu mă încurcă uneori, cu măsa în volieră, nu mai am... Zice cineva, uneori fac gălăgie, dar el le dă drumul să zboare prin casă și atunci să liniștiți. Cu ei mai stă și un bișon. Uneori merg pe jos toți trei.
Nimfele merg la castroanele lui și ciugulez de prin ele. Sunt tare amuzanți împreună. Da. Ți imaginezi ce e în casa aia? Locuiesc la circ, practic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.